Bun, deci ce am făcut aici în trimestrul ăsta, trebuie să facem și aici în ultimul trimestru, pentru că trebuie să aducem neapărat plus valoare firmei. Ce vreau eu de la voi este ca și aici să avem parte de aceeași creștere. Foarte important! Cine o să aducă această creștere firmei va primi o mărire de salariu la sfârșitul acestui trimestru, da? Trebuie să aducem plus valoarea acestui produs și firmei. Înțelegeți treaba asta, da? Ce faci, mă, pulă? Luaneam coaile în gură în public, ți-aia și gurița aia ta. Aole, și amintea, mai ții minte când am venit și m-am căcat în chiuvetă. Auzi, dar mai lucrez cu ochelaristul ăla efeminat, mă? Ăla, pămpălău ăla de spuneai că și părinții lui regretă de stă mereu cu grasul ăla la altul de spui tu că miroase a brânză când transpire de zici tu mereu că vrei să-i fuți una. Aolea, apropo de futut, o mai fuți mă pe sursa lui colegul al tău musculos? Ăla cu tatuajele aia zis de la Turbo, săracul ăla. Cum o cheamă pe aia, mă? Cum dracu? Aia cu față de Casper, mă, de... Zici tu că... Eu tipa, ai tot tip acolo, colegă, de... O miroși tu în secrește, masturbezi cu gândul la mirosul ei, îmi povesteai... A? A, apropo, mă, mișto instastory-ul ăla când scuipi în cafea lui șeful tău, dar tu încă faci asta zilnic? Mai schimbă și tu flegmele. Hai, hai, cred că ești ocupat. Mamă, sper că nu ești la muncă să se audă asta tare. Hai, te pup jos! La neam pulile în gură. Legătură cu promovarea aia? Se mai aude ceva?